Studenții din Timișoara au ieșit în fața universităților pentru a-și arăta nemulțumirea față de decizia Ministerului Educației, prin care refuză să adopte statutul studentului, setul de legi care le conferă mai multe drepturi tinerilor. Astăzi am stricat că nu avem drepturi și că vrem aceste drepturi. Vrem să ne fie recunoscute drepturile, pentru că avem foarte multe și niciodată nu știm care sunt drepturile noastre și nu știm ce trebuie să facem la o facultate. Dreptul de liberă exprimare, dreptul de a participa la cursuri doar 8 ore pe zi. Reprezentanții din cadrul OSUT și liderii ligilor din cadrul Politehnicii Timișoara au împărțit sticăre și banderole cu mesaje despre drepturile convenite în legea încă neadoptată. Un student nu știe clar care sunt drepturile lui și universitățile nu o să implementeze drepturile în regulamentele interne. În caz că nu se aprobă, da, o să facem o grevă, pentru că nu putem să rămânem fără să facem ceva. Este nevoie. Iată scuza reprezentanților Ministerului Educației. În acest moment, documentul este în ultima fază de redactare, urmând ca în perioada imediat următoare să fie aprobat prin ordin de ministru și să-și producă efectele odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Protestul pașnic al studenților se va transforma însă într-o manifestare amplă dacă revendicările lor nu vor avea ecou la nivel de minister. Ei cer dreptul la cărți gratuite, pontarea activității profesorilor și acordarea de subvenții pentru cazare.